Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitorul pentru că sunt interesată să cunosc puțin mai mult despre domeniul acesta al informaticii, al lumii care ni se deschide în ziua de astăzi, puțin mai mult decât ce facem în mod normal la clasă, ca să pot să mă duc în fața elevilor mei cu noi, cu noi experiențe, cu noi provocări. Un moment deosebit în cadrul generatorului, aproape toate momentele au fost deosebite pentru că acceleratorul mi-a depășit așteptările. Începând de la prima zi când Roxana ne-a pus să ne mișcăm și mi-am dat seama că acest lucru câteodată îl fac și eu la clasă, dar aș putea să-l fac mai bine ca să scot puțin din amorțeală, da, elevii mei, până la acele vizite și acele discuții cu oamenii din domeniu. Da? Foarte inspirată am fost de ce am văzut la Electronic Arts, da? Și chiar mi-ar place să pot să merg și cu copii care sunt pasionați, da? Și care să vadă ce înseamnă mai mult decât a sta la calculator, a se juca, da? Ce ar putea să facă ei, pentru ei, pe viitor, cu pasiunea aceasta. Din experiența acceleratorului, voi duce mult entuziasm la clasă. Da? Mă voi duce să le explic tot ce am făcut zilele acestea aici. Vreau să le insuflu și lor același lucru care mi s-a insuflat mie, să aibă încredere în ei mai multă, să reușească să colaboreze mai bine unii cu alții, să nu se ferească dacă cred că nu reușesc să ducă la bun sfârșit ceea ce au de făcut, ci să încerce, să aibă curajul să meargă cu acel lucru. Da? Să primească un feedback și să vadă dacă pot să îmbunătățească sau nu. Da? Sau ce ar trebui să aducă ca acel lucru început de ei și finalizat să se finalizeze. Competențele de care elevii mei au nevoie în viitor țin mai mult de modul de gândire, da? Mi-ar place să-i văd că lucrează împreună, mi-ar place să-i văd că n-au frica de eșec, da? Că au curajul să descopere lucruri noi, da? Că au curajul în momentul în care li s-a închis o portiță să deschidă o altă portiță, da? Să aibă încredere în ei. Rolul profesorului de informatică este un rol, eu zic, foarte important, pentru că noi la clasă nu predăm doar informatica. Noi pregătim cam pentru orice domeniu. Noi îi învățăm și să se comporte. Ei nu fac la clasă doar algoritm, doar programare. Da? Ei învață să colaboreze unii cu alții, învață să se uite unii la alții, să-și vadă mimica feței, să, da, observă când au greșit, chiar dacă unul din ei nu recunoaște că a greșit, dar se observă, da, în momentul când lucrează în echipă. Profesorul de informatică îi învață să deschidă ochii și să rămână cu ei deschiși. Da? Deci cei care doresc într-adevăr să plece în viață, să-și deschidă aripile, da? Ar trebui să rămână mereu cu ochii deschiși. Și cred că rolul profesorului de informatică este acesta, de a le deschide ochii și a-i face să nu închidă așa de repede, să mai clipească din când în când că este nevoie,
da? Dar să rămână, să privească foarte mult în jurul lor. O idee de proiect pe care o doresc, care doresc să o pun în practică, pardon, este... Am fost aici la generator, am fost la acele piciuri. Foarte interesant mi s-a părut, n-am mai participat niciodată, sincer nici n-am mai văzut. Și plec acasă cu ideea de a-i pune, de a-i grupa și a-i pune să se gândească la un proiect și să facă un pitch și să-i duc, nu neapărat în clasă să-l prezinte, să-l prezinte colegilor de pe nivel sau pentru colegii mai mici sau colegii mai mari. Deci să-i fac să înțeleagă ce înseamnă un pitch și să-i fac să vorbească și să colaboreze și să aibă puțină încredere în ceea ce înseamnă să te prezinți. Da? Deci nu numai cu creta la tablă și frica de a ieși la tablă, ci să iasă puțin din clasă către colegii lor. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că îți deschide o poartă către lucruri nu neapărat nemai văzute, dar spre lucruri pe care aveai impresia că le cunoști, dar descoperi că nu le cunoști. Da? Niște lucruri pe care poate până acum le vedeai cu niște ochi, iar acum după program le vezi cu alți ochi. Acceleratorul Predau Viitorul într-o frază, poarta către cunoaștere.